știm cum trebuie să ne pocăim. Știți care e realitatea? Realitatea ne-o spune versetul acesta din capitolul 3, a doua Petru, versetul 5. O zis, în adins se facă nu știu că cerurile care au fost scoase prin apă și cu ajutorul apei au perit în necate de ape și lumea de atunci și că cerul și pământul de acum sunt păstrate pentru focul din ziua de judecată și de peirea oamenilor nelegiuiți. Dumnezeu să ne ajute, frații-surori, să deschidem ochii mari, să ne trezim la realitate, fiecare să se ducă acasă și să ne facem verificarea vieții. Nu știm când Domnul intră să ne verifice El. Să ne facem cercetarea familiilor, să ne facem cercetarea tuturor lucrurilor din familiile noastre, din casele noastre. Și dacă ne iubim sufletul și dacă vrem cu adevărat să ajungem la Dumnezeu, să intrăm, să ne pocăim așa cum Dumnezeu ne-a luminat. Realitatea adevărată și tristă este că cei mai mulți dintre frați se fac în adins că nu știu. Se fac în adins că nu știu. Păi dar nu-i nicio explicație să te întorci la Dumnezeu să spui păcat să bei și după ani de zile să te trezești că tu pocăit în casa ta servești șampanie de ziua nașterii copiilor tăi. pentecostal, Și să spui că n-ai știut. Poți să spui că n-ai știut? Să te întorci la Dumnezeu și să renunți la atâtea lucruri. Cunosc oameni, cunosc un caz, să spun așa, de oameni care într-o noapte au dat jumătate de kilogram de aur de pe ei, când i-o cercetat Dumnezeu. Ce se întâmplă să-i găsești penticostali în adunare, nu cu jumătate de kilogram de aur, dar măcar cu câteva sute de grame de aur pe ei, să zică că o fost păcat, asta nu e așa mare păcat să purtăm aur pe noi. Poți să spui așa ceva? Nu se poate spune asta, mințim. Dumnezeu nostru e lumină, spune Apostolul Ioan, și o zis în el: Nu este întuneric. La Domnul nu veni seara, nu venit tamurgu și nu mai vede lucrurile bine. La el totul e deslușit. Facă Dumnezeu și la mine, și la tine, să avem o lumină deslușită. Să știm ce e întuneric, să știm ce lumină și să ne despărțim de faptele întunericului. Și să ne îmbrăcăm cu armele luminii și să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în și în fapte de rușine, nu în beții, nu în slujiri idolești, neîngăduite. Și trupul nostru, viața noastră, mădularele noastre să fie puse în slujba lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la aceasta. Am întrebat așa într-o adunare, m-am uitat la frață, frață parcă dau tot pe lângă. Am văzut într-o adunare o soră și o să spună cineva, am văzut o soră într-o adunare, avea părul verde în cap. Așa mai rar se întâmplă, știi, la unii le crește părul verde în cap. Și am zis ceva pe linia asta, am zis dacă să s-ar naște un copil cu părul verde, nu? Te-ai dat cu capul de pereți și ai zice, oare ce am păcătuit eu în, în viața asta de m-a pedepsit Dumnezeu așa să am un copil cu părul verde în cap? Da, așa e că când se face mare și vezi că nu-i place curoarea la păr cum arată, scoți banii din buzunar, nu? Și îi dai să-și vopsească părul. Acum unii o să zâmbească și o să zică, dar ce asta e o problemă să vezi surorile vopsite? Nu e o problemă, mai vezi și frați vopsiți în cap. Biblia spune că părul alb reprezintă ceva. Solomon, înțeleptul ăsta care o scris în Biblie, a zis, părul alb reprezintă ceva. Acum oamenii să pară tineri, să pară nu știu cum, dau cu vopsea pe cap. Și ne facem că nu știm. Nu, nu înțelegem așa, nu credem că e așa. Numai săracul Moise nu a avut timp să se vopsească în cap în pustie. Ăsta nu m-a amărât o fost. Ăsta nu m-a lacrimi o vărsat. Ăsta nu m-a de, de moarte în fiecare zi. Și o zis într-o zi înaintea lui Dumnezeu. După porul ăsta unde ai hotărât, dacă am fi fost noi, poate am fi zis, Doamne, nimicește, și așa nu ascultă, și așa nu vor să ia seama, și așa fac ce vor. E greu în lupta asta, nu? Dar Moise să zis lui Dumnezeu așa, o zis, Doamne, șterge-mă pe mine din cartea vieții. Că aici, Doamne, să știi că nu e în joc slava lui Moise. Aici e în joc slava ta, o zis, când vor auzi neamurile, că poporul ăsta nu a mai ajuns nicăieri nici într-o țară, nu o să zică se nu l-a putut duce, nu a fost destul de capabil, nu știu destul la matematică, geografie și s-a prăpădit prin pustie, s-a încurcat omul ăsta. O să zică neamurile că tu n-ai avut putere ca să-i duci. Și o zic, dacă nu se poate altfel, șterge-mă pe mine din cartea vieții, dar tu poporul acesta unde ai hotărât, ca să se știe că ești Dumnezeu. Omul ăsta nu a avut timp de așa ceva. Nu a avut timp de așa ceva. Aș vrea să spun, în zilele în care trăim, am ajuns așa niște oameni așa de complicați, așa de încurcați în atâtea lucruri, atâtea accesorii ce avem după noi, atâtea bagaje ce avem după noi, atâtea lucruri complicate care le târâm după noi și numai, nu, mai, nu mai putem să ne pocăim. Doamne ajută-ne să ne despărțim de ceea ce ne încurcă, să ne despărțim de ceea ce ne trage la vale și să ne ducem drumul potrivit cu legământul pe care l-am încheiat. Noi nu i-am spus lui Dumnezeu, Doamne, devine democrația, ai să te sperii unde o luăm și pe unde, pe unde apucăm. Nu i-am spus lui Dumnezeu. În apa botezului i-am spus de o fi soare, de o fi furtună, de o avea ce mânca, de vom fi mai flămânzi, de o fi sănătoși sau de o fi și mai bolnavi de un vi bucuros sau poate că multe vor fi zilele în viață în care va trebui să vărsăm lacrimi. Doamne, trece-ne pe numele Tău, înfiază-ne, primește-ne, iartă-ne și îți jurăm că te vom sluji toată viața și te vom urma. Așa i-am spus lui Dumnezeu, așa am zis în ziua în care am încheiat legământ cu Dumnezeu. Astăzi dăm vina ba pe democrație, ba pe civilizație, ba pe nu știu ce, pe frați, pe surori, pe unul, pe altul, că din cauza lui ăla, că din cauza lui ăla. Când e ziua în care să ne cercetăm viața și să spunem și noi ca Daniel, doamne, suntem vinovați, doamne, drumul pe unde am luat-o, doamne, faptele pe care le facem, situația în care am ajuns, suntem vinovați înaintea ta. Starea pe care o avem, tu ne-o cunoști așa de bine și nu e o stare așa, așa de strălucită, așa cum ne-o prezintă oamenii, că suntem bine, că arătăm bine, că stăm bine, nu e așa. E o stare grea pe care o avem. Când vezi tu că aici în mijlocul adunării se pierd copiii, că vezi că în mijlocul adunării lucrurile se întâmplă cum se întâmplă, și nu-i putere, nu-i putere să oprim avalanșa aceasta. Nu-i simplu acum. Dumnezeu să se ocupe de starea noastră și de sufletele noastre și să ne dea putere să putem lupta lupta cea bună. Lupta cea bună a credinței ca să apucăm viața veșnică la care am fost chemați și Domnul să ne ajute la aceasta.